Dacă vă așteptați la vreun discurs sfărăitor de Ziua Culturii Naționale și de Ziua lui Eminescu, ați greșit încăperea sau linkul. Nu despre asta va fi vorba aici. Mă bucur tare mult că suntem împreună ca să fim alături de un om, prieten cu Mihai Eminescu. Și am să spun doar atât, ceva din experiența mea. Eram studentă, cred că în anul întâi, în această facultate, în această bibliotecă și am găsit o carte care se chema și se cheamă mai departe la, nu știu, la ediție, Visul Chimeric. Și cartea asta m-a făcut să descoper simultan doi oameni, pe Mihai Eminescu, pe care suntem și atunci, dar pe care nu-l citisem așa, și pe Mircea Cărtărescu, pe care nu-l citisem până atunci și pe care l-am citit altfel de atunci înainte. Așa încât, cumva astăzi, pentru mine se încheie un ciclu, se încheie o clipă, pentru că atunci eram o studentă între firele unei cărți și astăzi sunt o ureche alături de omul care a scris acea carte. Și în momentul în care l-am rugat pe Mircea Cărtărescu să țină această conferință, sincer să fiu, mi-a tremurat inima, n-am știut dacă va accepta și am fost foarte fericită că a acceptat și am fost foarte fericită când mi-a trimis titlul pentru această conferință. Pentru că, iarăși, titlul m-a dus înapoi în acel minunat cuvânt înainte, credete, la ediția a doua a Visului Chimeric, în care Mircea Cărtărescu vorbește despre cum și-ar fi dorit să-l cunoască pe Eminescu, să-l cunoască dincolo de toate pădurile pe care le-am așternut între noi și ei, între noi și el. Pentru că de fiecare dată când ne gândim la un om pe care nu l-am întâlnit, sau eu cel puțin fac acest exercițiu, când mă gândesc la un om pe care nu l-am întâlnit, dar cu gândurile căruia am încercat să mă împrietenesc, nu știu, îmi aleg în minte un vers, îmi aleg în minte o imagine care să mă aducă aproape de omul acela. Pentru mine, imaginea asta e comună pentru Eminescu și pentru Mircea Cărtărescu. Poate că nu o să îi se pară potrivită, dar așa sună în mintea mea. E un vers pe care l-am citit într-un text al lui Gaston Bachelard. Nu mi-amintesc poetul, dar nici nu contează. Versul sună simplu: flacără singură, sunt singur. Și astăzi cred că e un fel de a-l lăsa pe Eminescu să nu mai fie chiar atât de singur. Încă o dată îi mulțumesc lui Mircea Cărtărescu și îi mulțumesc cu Anei Fotache pentru că o să spună câteva cuvinte despre Mircea Cărtărescu, mai profesionist și mai aproape de ceea ce este Mircea Cărtărescu decât am făcut-o eu. Mulțumesc! Bună dimineața! Ar fi culmea să spun eu câteva cuvinte despre Mircea Cărtărescu. Cred că toți cei prezenți sunteți aici, suntem aici, pentru că Mircea Cărtărescu nu mai are nevoie de nicio introducere, de nicio prezentare, cum nu mai are nevoie nicăieri în lume scrisul lui de vreo introducere. Poate că nu ne imaginăm îndeajuns în România sau nu avem o idee exactă asupra învergurii și profunzimii cunoașterii pe care scrisul lui le-a captat în toată lumea asta, în afară de arabă și chineză, cred că nu e limbă de mare circulație în care volumele lui să nu poată fi citite. În ultimii 10 ani, de câte ori am călătorit în străinătate, în universități din toată lumea asta, m-am întâlnit cu profesori străini, prima întrebare era: îl cunoști pe Mircea Cărtărescu? Cum e ca om? Erau atât de emoționați autentic și dorni să afle amănunte despre omul Mircea Cărtărescu, cum nu mi-aș fi închipuit. După Nadia Comăneci și Hagi, cred că la ora asta tipul de celebritate întemeiată pe valoare de care se bucură Mircea Cărtărescu e uluitor în toată lumea asta. Cred că mai puțin în România, din păcate. Așa că titlul conferinței pe care el o să o țină astăzi poate că i-ar surprinde pe unii,
cum a surprins acum mai bine de 25 de ani numărul acela din Dilema, dedicat lui Eminescu, care urmărea tocmai să deschidă un dialog viu, autentic, cu un poet mort de multă vreme, un poet pe care nu-l mai frecventăm îndeajuns, care e numai îngropat într-un cimitir la care politicienii mai aduc coroane de flori, dar îngropat și în manuale, de unde cu greu elevii de liceu sau de școală generală îl mai scot, cu greu mai deschid un volum. Cred că avem azi o șansă să înțelegem cum putem avea cu scriitorii, cu mari scriitori, o relație de prietenie mai adâncă, mai autentică, dincolo de solitudinea pe care a invocat-o și Cristina și Mircea Cărtărescu în ultimul lui volum de poezie, mai profundă, pentru că putem ști mai multe despre ei prin cărțile lor decât știm despre familie, chiar prieteni apropiați, și sunt mulți scriitori de pe lumea asta care subliniază tocmai șansa asta pe care ne-o dă literatura, de a mintea oamenilor. E de ajuns să-l invoc aici pe Umberto Eco, care spunea că cunoaște mai bine pe Julien Sorel decât pe propriul lui tată, sau pe Julian Barnes, în Papagalul lui Flaubert, care la un moment, unde personajul principal spune la un moment dat: am senzația că sunt mai apropiat de un scriitor străin, mor de 100 de ani, decât de propria mea soție. Fiindcă un scriitor se omagiază adevărat, nu în mod festiv, evident, ci asimilându-l organic în limbaj, în teme, în imaginar, ceea ce toată opera lui Mircea Cărtărescu arată din plin. Așa că nu vreau să ocup aici un timp și să vă privesc de câteva minute în plus. Sunt foarte curioasă cum a început și cum arată azi prietenia dintre Mihai Eminescu și Mircea Cărtărescu. Mulțumesc! Încercul ăsta, da, e în regulă. Se aude până în spate. E singurul motiv pentru care vorbesc la microfon, pentru că altfel, evident, aș prefera să vorbesc fără, adică cu vocea mea proprie. Mai întâi vreau să vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici, mulțumesc colegilor mei, mulțumesc în primul rând celor două doamne care au vorbit mult prea frumos despre mine, spunem niște lucruri care pe mine m-au făcut într-un fel să roșesc. Și vă mulțumesc în orice caz pentru că ați venit la acest matineu. Eu aș numi întâlnirea noastră un matineu în sensul vechi și foarte plăcut al cuvântului, în care artiștii renumiți spectacolelor de seară pe care ei le dădeau pentru un public foarte avizat și foarte exigent, mai dădeau și spectacole dimineața pentru plăcerea lor, pentru bucuria lor, pentru bucuria genuină și, aș spune eu, copilăroasă, într-un fel, a unui public care venea să audă muzică bună, dacă matinele erau la operă, să vadă un film bun, să asculte un critic de artă și așa mai departe. Aceste matinee aveau o caracteristică și anume, ele erau mai fără pretenții decât spectacolul de seară. Erau mai colocviale, erau mai cozy, într-un fel, erau mai calde. Legătura cu publicul era mai strânsă, într-un fel, pentru că nu simțea nici cel care vorbea sau cânta, nici publicul său, acea povară uneori stânjenitoare a unei conferințe adevărate, a unui spectacol adevărat și așa mai departe. Nici eu nu vreau să vă țin o conferință astăzi, n-am venit ca să țin o conferință, așa cum aș face-o și eu într-un cadru mult mai oficial sau într-un cadru mult mai festiv. Eu sunt cel mai puțin festivist om din lume. Nici măcar zilele de naștere nu mi le sărbătoresc, de obicei. Nu am venit aici nici ca să sărbătoresc Ziua Culturii Naționale. N-am nimic împotriva ei și o pot sărbători cei care doresc acest lucru. Nici ca să-l sărbătoresc cu adevărat pe Eminescu, ci ca să vorbesc despre el ca despre un om care a trăit cu adevărat pe acest pământ și care
ar trebui să nu uităm, așa cum spunea Nichita Stănescu, pentru că întotdeauna e nevoie de un poet ca să vorbească despre un poet, că a fost un om, ca și noi, îmbrăcat în ștofă. Așa spunea Nichita Stănescu despre el. Nu uitați că Eminescu a fost un om viu, îmbrăcat în ștofă. Între timp, până și această abordare a lui Eminescu, mult mai onestă decât altele, a devenit și ea un clișeu. Este ca un fel de blestem. Tot ce se poate spune despre Eminescu, lucrurile cele mai oneste, cele mai deschise, cele mai din inimă, la rândul lor devin într-un fel clișee. Pentru că este lesne de înțeles, neputând să mai folosim limbajul festivist care s-a folosit, sfărăitor, cum a spus doamna Bogdan, în legătură cu el. Și neputând să folosim nici măcar limbajul contestatar care s-a folosit de-a lungul timpului în legătură cu el, care a devenit și el un clișeu în cele din urmă. Rămânem cu o marjă foarte îngustă a onestității și critice și umane în general, care încă mai poate duce până la el. Rămânem cu o cărare îngustă, sinuoasă, labirintică, pe care trebuie să o urmăm ca să ajungem, dacă vrem, să ajungem cu adevărat la cine a fost în definitiv Eminescu. Asta este întrebarea cea mai importantă care se pune în legătură cu orice autor până la urmă, dar cu autorii care pe noi ne obsedează, pe care îi iubim cu adevărat, nu ca niște genii tutelare sau ca niște, știu eu, spirite ale geniului național, ci iubim cu adevărat ca de la om la om, ca de la prieten la prieten. Și iubindu-i, dorim să știm cine au fost ei cu adevărat. În jurnalul lui Vítor Gombrowicz există o situație foarte interesantă. Gombrowicz trăia în acea vreme în Argentina, unde a trăit vreo două decenii, exilat, și își făcuse un cerc de prieteni, toți literați, cu care săptămânal se întâlnea și discutau despre starea literaturii. Și la un moment dat, el intră într-o încăpere și aude pe ceilalți prieteni ai săi, la o masă, la un restaurant, cum se întâlneau ei, vorbind despre un poet pe care Gombrowicz nu-l cunoștea, nu auzise despre el. Și ca să intre în discuție, el i-a întrebat, dar cine este acest poet? Și unul dintre cei care erau de față i-a spus, face parte din generația cutare. Și Gombrowicz a spus, ok, face parte din generația cutare, dar cine este el? A luat premiile cutare. Ok, a luat premiile cutare, dar cine este el? Și această frază, cine este de fapt acest poet necunoscut, a repetat-o de vreo 6-7 ori. Nimic nu l-a mulțumit din tot ce i-au spus ceilalți comeseni despre poetul respectiv, pentru că toate erau de fapt parafernalii. Erau lucruri exterioare, erau lucruri care țin de jocul literar, care țin de jocul cultural. Nu erau lucruri care, într-adevăr, să spună ceva esențial și puternic și important și imediat despre cine era acel poet. Această întrebare, cine este un poet, ca și cine este oricine dintre noi, până la urmă, cel pe care îl iubim, cel care se vede în fiecare zi cu noi, cel care corespondează cu noi și așa mai departe, este o întrebare care și pe mine mă obsedează și pe care încerc să o rezolv de fiecare dată cu mijloacele de care care îmi stau la dispoziție, ca să spunem așa. În privința lui Eminescu, trebuie să vă spun că el este mai mult decât prietenul meu Eminescu, cum se numește această mică discuție pe care am vrut să o fac astăzi aici în cadrul acesta extraordinar, care îmi trezește foarte multe amintiri. Acum 43 de ani am intrat prima dată în această sală și m-a uluit pentru că nu văzusem atâtea cărți în jurul meu niciodată.
Aveam 21 de ani sau 22 de ani când am intrat prima dată aici la Litere, la această bibliotecă. Și prin urmare, aș vrea să vă spun că Eminescu e mai mult decât un prieten pentru mine, este o obsesie pentru mine. Este una dintre obsesiile mele cele mai puternice și cele mai adevărate. La un moment dat, Nicolae Manolescu a spus un lucru care m-a mirat și m-a întristat într-un fel în privința cărții pe care a amintit-o doamna Bogdan. Eminescu, subteranele poeziei eminesciene, Visul chimeric, mă rog, acea cartea mea despre Eminescu, lucrarea mea de diplomă, de fapt, despre care o să vorbesc în continuare, puțin, nu foarte mult, pentru că Nicolae Manolescu a spus următorul lucru destul de luș, așa aș zice, și anume a spus: în această carte Mircea Cărtărescu și-a proiectat asupra lui Eminescu propriile obsesii literare, culturale și așa mai departe. Am fost foarte mirat, pentru că mie mi s-a părut întotdeauna că am fost obiectiv, am fost înclinat să vorbesc despre autorul care era în centrul cărții acesteia și nu despre mine în relație cu el. Până la urmă, totuși, poate că și Nicolae Manolescu a avut o anumită dreptate, pentru că până la urmă, în cele din urmă, carte după carte, într-un fel am urmat obsesiile eminesciene. Chiar dacă nu mi le-am proiectat asupra lui Eminescu propriile mele, nu am proiectat propriile mele obsesii, totuși ele s-au îngemănat și s-au împletit într-un fel și aș vrea să vă dau câteva exemple din istoricul relațiilor mele cu Eminescu. Până la urmă însă rămâne adevărat, înainte de a intra în subiectul propriu-zis al acestei discuții, rămâne adevărat și mi se pare cel mai frumos fel de a vorbi despre scriitori, ceea ce Holden Caulfield, personajul lui Salinger, spunea în legătură cu asta, și anume: când putem spune cu adevărat că ne place o carte? Când o carte a consonat cu structurile noastre interioare? Și Caulfield, în naivitatea sa, în sublima sa puerilitate, într-un fel, o spune foarte simplu: îmi place un autor, îmi place o carte, cea mai bună dovadă că această carte m-a atins a fost că după ce am terminat-o, mi-a venit să-i dau un telefon autorului, să-i spun cât de mult mi-a plăcut cartea aceasta. Ei, de foarte multe ori și cu foarte mulți autori, nu doar cu Eminescu, am simțit și eu acest impuls. Impulsul de a trece dincolo de text și a ajunge la om. A ajunge la omul din spatele acestui text. Pentru că întotdeauna, în spatele oricărui text, și aici a fost marea greșeală a structuraliștilor în general și a poststructuraliștilor, care au despărțit esențial textul de viața autorului. Ei, eu cred că textul și viața autorului sunt într-un mod foarte ciudat și paradoxal legate. Și am făcut odată un fel de metaforă așa, care spunea că textul este cochilia unui melc. Este o cochilie geometrică, ideală, perfectă, în absolut, ca să zic așa. Pe când viața autorilor este precum trupul melcului. Este o biată viață de bieți oameni, care nu pare să aibă nimic de-a face cu cochilia minunată pe care omul acela a produs-o, a secretat-o într-un fel, dar care este din aceeași substanță, din aceeași substanță. Este ființa moale, informă, care a produs sublimul geometric al operei respective. Da, de multe ori mi-ar fi plăcut să-i pot da un telefon lui Eminescu. Am avut privilegiul să cunosc mulți oameni care, pentru dumneavoastră care sunteți mai tineri, țin poate de trecut. Nu-mi vine să cred că l-am cunoscut la un moment dat pe Cioculescu. L-am văzut pe Cioculescu o singură dată. Mi s-a părut ceva colosal. L-am văzut pe Sașa Pană. L-am văzut pe Geo Boxa. Firește, i-am văzut, i-am cunoscut pe toți cei din generația 60, cei cu 20 de ani sau 25 de ani mai mari decât mine.
toți au fost, toți sunt, în ciuda viziunii noastre despre ei, noi îi considerăm acum cărți, îi considerăm ființe dezosate, ca să zic așa, ființe care n-au nimic de a face cu trupurile lor. Dar eu pot depune mărturie că ei au fost oameni ca și noi, îmbrăcați în ștofă, așa cum au fost și cei pe care nu am avut cum să-i cunosc, deși cu unii am trăit pe același pământ câțiva ani, am trăit 10 ani pe același pământ cu arghezii, de pildă. Firește, fiind un copil, n-am avut cum să-l cunosc. Am trăit pe același pământ cu Camil Petrescu, am trăit pe același pământ cu Călinescu și așa mai departe. Aș fi vrut să fi trăit pe același pământ cu Eminescu. Și acum câteva cuvinte despre relația mea cu Eminescu, înainte să trec la corpul a ceea ce vreau să vă spun, adică Eminescu prin el însuși. Eminescu nu a fost un autor al tinereții mele, al copilăriei mele, al adolescenței mele. Am știut mult mai mult despre alți autori, români și străini, decât despre Eminescu. Cea mai veche amintire a mea în legătură cu întâlnirea cu Eminescu este foarte ciudată. Părinții mei nu erau oameni care să trăiască în cultură, erau simpli muncitori și cărțile din casa mea erau foarte puține. Aveam vreo 15 cărți când am început să citesc, la vârsta de 6-7 ani, și îmi cunoșteam toate aceste cărți pe de rost. Erau obiectele mele de joacă, erau obiectele de interes din casa părinților mei. Așa cum își cunosc fetele toate păpușile pe care și le înșiră de-a lungul, știu eu, unei mobile și fac lecții cu ele și așa mai departe, așa cum făcea sora mea, eu aveam aceste cărți. Erau cărți extrem de disparate. Pot să vi le spun pe toate titlurile pe care le aveam. Una dintre cărți era despre Edison, Vrăjitorul din Menlo Park se numea. Altă carte era un vechi manual din anii 50, un manual de literatură din anii 50, pe care îl citisem din doască în doască, așa că pot să vă spun acum cine a fost Lucia Demetrius, de pildă, pe care probabil că n-ați auzit. De Atoma, în mod sigur, ați auzit cu toți. Alte câteva cărți, Dumitru Popescu, întâmplător, o carte de Dumitru Popescu, avea tatăl meu, de la Polul Nord la Polul Sud se numea. Și așa mai departe, o carte de Jules Verne, o altă carte de altcineva. Aceste 15 cărți au fost primele cărți pe care eu le-am citit. Unele nu le-am citit în întregime pentru că erau foarte dificile. Cartea despre Edison, de unde știu ce era tickerul de bursă, de pildă, n-am putut să o citesc integral. Între ele era acest manual de clasa a 12-a, Istoria literaturii române se numea. Era pentru liceu. Și firește, începea cu cronicarii și mergea până la poeții proletcultiști și prozatorii proletcultiști, dar între ei era și un capitol, între capitolele acestui manual era și un capitol despre Eminescu. Și îmi amintesc că era vorba, firește, numai despre împărat și proletar. Era singurul text care se studia în acest manual, cel puțin. Și alte două poezii care erau doar amintite tot despre muncă, despre, mă rog, lucruri de felul acesta. Dar n-am să uit niciodată ilustrații. Era o ilustrație, una dintre ele, cu care acest text despre Eminescu era exemplificat grafic. Și anume era o imagine a Parisului. Și dedesubt scria, și au fost primele versuri care pe mine m-au emoționat și m-au obsedat. Parisul arde în flăcări, furtuna în el se scaldă, turnuri ca facle negre troznesc arzând în vânt. Acestea erau versurile de sub imaginea Parisului revoluționar, despre care scrisese Eminescu în Împărat și Proletar. Aceste versuri nu le-am uitat niciodată, mi s-au înfipt în minte. Totuși, în acea perioadă, eu nu eram preocupat de Eminescu, pentru că nu aveam un Eminescu acasă.
nimeni nu-mi dădea nicio îndrumare în privința ce să citesc și ce să nu citesc. Aveam din întâmplare Topârceanu, pe care îl știam pe de rost. Știu și acum pe de rost toată opera lui Topârceanu, aproape toată opera lui Topârceanu. Parodiile, baladele sale și așa mai departe, Migdalele amare, toate lucrurile acestea, și la sărbările școlare de obicei recitam și eu cât un poem foarte lung, uneori Bacilului Coc, de pildă, al lui Topârceanu. De asemenea, l-am descoperit atunci pe Bolintineanu. Aveam legendele istorice ale lui Bolintineanu și mai târziu, când am scris Levantul, am folosit din plin această memorie, într-un fel epigenetică, aș spune, oarecum, a frazării lui Bolintineanu, a limbii speciale, acel grai muntenesc în care Bolintineanu făcea versuri colosale, ca de pildă Capitanii trage spadele din teacă. Noi râdem acum pentru că identificăm graiul muntenesc cu greșelile pe care le fac politicienii care vorbesc cu pă și cu dă și așa mai departe. Dar este, pentru mine era graiul vorbit de mama mea. Mama mea e de lângă București și foarte aproape de Bolintinul din care se trăgeau bolintinenii. Și pentru ei nu era nimic ciudat sau... aceste dezacorduri gramaticale intrau în definiția graiului muntenesc, cu demnitatea pe care o are orice grai. Și eu știam pe acești poeți. La un moment dat, Eminescu a intrat în viața mea cu o forță colosală. Eram încă un copil, aveam 9 ani, când am mers în prima tabără. Într-o tabără, nu știu unde, am fost la Posada. Și pentru că voiam să-mi iau o carte cu mine, am luat ultima carte pe care o cumpărase tatăl meu, sau o primise de la fabrică, nu știu ce se întâmplase, tata era lăcătuș, lucra la atelierele ITB. Și această carte s-a nimerit a fi proza lui Eminescu, pe care tocmai o scosese Eugen Simion, prin 64 sau 65, nu mai țin minte exact. 64, exact. Deci aveam 9 ani în acel an. Era nou-nouță, masivă, și tata mi-a zis: ia cartea asta cu tine dacă vrei să iei o carte în tabără. Taberele durau 3 săptămâni pe vremea aceea, erau foarte lungi. Pentru că Eminescu e cel mai mare poet român. Tata mi-a zis acest lucru, îl țin minte foarte bine ce mi-a spus atunci. Și am luat proza lui Eminescu. Și am început să o citesc, mi-aduc foarte bine aminte, chiar înainte să vină autobuzul care trebuia să ne ducă în tabără și care trebuia să ne ia dintr-un bărculeț, unde era un fel de leagăne, un fel de balansoare. Și mi-aduc aminte de mine foarte bine când stăteam într-un balansoar din acesta și începusem să citesc Avatarii faraonului Tla. Un copil de 9 ani care nu avea nici cea mai mică experiență, nici nu știa ce e aia cultură, nici nu știa ce e aia literatură. Am intrat în Memphis. Am intrat în Memphis. Și am reconstruit în memorie, în imaginația mea, zidurile uriașești de acolo. Sălile colosale, gigantice. Mistica culorilor, dacă vă aduceți aminte, faraonul înainte să coboare sub piramidă unde era mormântul soției sale care murise și așa mai departe, el intră într-o sală și desface 3 fiole, una cu un lichid auriu, alta cu un lichid trandafiriu, alta cu un lichid albastru intens, asemenea cernelei. Și fiecare dintre aceste fiole scoate o flacără care iluminează deodată în culoarea respectivă acele săli. Am fost uluit de aceste imagini, de acest spirit colosal, de, știu eu, de carcere ale lui Piranezii, clădiri uriașe, imaginare, săli a căror podea era de oglindă, era o imensă oglindă și din acea oglindă se ridică Isis, zeița Isis,
construind toată încrengătura ființelor vii, de la minerale până la oameni și așa mai departe. Tot acest imaginar eminescian a intrat în micul creier al unui mic copil în o forță extraordinară, devastând totul. Și apoi am continuat să citesc din această carte de-a lungul taberei din vara aceea memorabilă. Am trecut prin Cezara, prin insula în interiorul căreia era altă insulă, în interiorul căreia era altă insulă, spațiul acesta concentric eminescian și în mijlocul întregului labirint de apă și de pământ, aflându-se o oglindă în care se privește personajul. Am trecut la Sărmanul Dionis. Primele pagini din Sărmanul Dionis le știu și acum aproape pe de rost din acea perioadă. Și tot astfel, când închid un ochi, văd lumea mai mică decât cu amândoi și așa mai departe. Era revisare mistică, magică pentru mine, care nu mi-a ieșit niciodată din trup. A rămas în mine pentru totdeauna și pe care am evocat-o mai târziu în multe dintre cărțile pe care le-am scris și eu, între care în Solenoid. Poate dumneavoastră nu știți și în critică nu s-a făcut nicio mențiune despre asta. Și anume, o pagină și jumătate din Solenoid reia ceea ce v-am povestit acum, exact momentul în care eu am intrat în lumea lui Eminescu, prin proză, nu prin poezie. Așa s-a întâmplat să fie. Și toată acea carte eu am citit-o și am răscitit-o, cu excepția unui singur text de acolo, pe care l-am citit și apoi nu l-am mai putut citi până târziu, în adolescență. Și anume, Făt frumos din lacrimă. Am citit cu uimire și cu o plăcere de asta organică, Făt frumos din lacrimă, până la punctul în care se ridică morții din deșert, călare pe schelete de cai și mergând către lună. Ei, acea imagine, ochiul închis apare, înăuntru se deșteaptă, ochiul care se face vânăt și apoi se face întunecos și apoi se limpezește și prin ochiul acesta al celui care doarme, al visătorului, se văd morții ridicându-se din pustie. Ei, acea imagine m-a înspăimântat atât de tare, aveam 9 ani, încât nu am mai putut să reiau povestirea aceasta, povestea, basmul acesta cult, decât când m-am eliberat de spaima inițială, de spaima pe care am simțit-o atunci. Fapt este că proza lui Eminescu a fost pentru mine esențială și nu poezia. Iar când am început să mă gândesc la Visul chimeric, mi-am dat seama de fapt că proza lui Eminescu, care pare într-un fel marginală în opera lui, totuși este indiscernabilă de poezie. Nu se poate face o despărțire în privința arhetipurilor, în privința subteraneității între poezie și proză. Este același limbaj, aceeași lume și aceeași viziune în amândouă. Întâmplător eu am intrat în opera lui Eminescu prin acest portal al prozei. Iar poezia am citit-o cu adevărat în facultate. Sigur, trecusem prin ea, nu vreau să spun că intuisem, înțelesesem cine este Eminescu, citind sporadic și întâmplător poezia lui Eminescu. Această poezie era și foarte, într-un fel, foarte ideologizată, foarte politizată. Nu de Eminescu firește, care a avut înțelepciunea să nu-și arate în poezie opțiunile ideologice, politice, etc. Ci de cei care au comentat-o. După cum știți, timp de zeci de ani există o carte despre formarea mitului lui Eminescu, o carte foarte bună, mai multe chiar, și care arată felul în care Eminescu a fost ideologizat, începând de la Iorga, trecând prin legionari, prin comuniști și așa mai departe. Eminescu a fost târât în urma tuturor carelor triumfale ideologice ale secolului trecut,
inclusiv ale secolului lui Eminescu și cel următor, până astăzi. Așa încât nu era, știu eu, o opțiune extraordinar de, știu eu, particulară și interesantă pentru un tânăr din 1980 să-l citească pe Eminescu. Eu l-am citit în facultate, când a trebuit să-l citesc. Vreau să vă spun că eu am avut, din păcate, profesori foarte slabi în această facultate și cei mai slabi au fost cei care au ținut cursurile despre Eminescu. Nu vreau să spun cine, dar colegii mei îi știu. Au fost niște cursuri absolut execrabile. Însă, într-un fel, trebuind să citesc pentru examene, mi s-a redeșteptat deodată, deci am avut un fel de deschidere a ranei eminesciene în privința, mai ales a poeziei sale. Și am început să citesc poezia lui și deodată mi-a venit ideea pe care am scris lucrarea de diplomă. Așa încât în anul 2 de facultate, chiar înainte să am, să, din păcate, să asist la cursurile despre care v-am vorbit, începusem să am o idee despre ce este Eminescu în adâncurile sale, în, cum spune Călinescu, în adâncul esențial al viziunii sale, și să încep să citesc din Eminescu urmându-mi această idee. Ideea mea era că Eminescu, că în mijlocul operei lui Eminescu este un mit personal, este un mit esențial. Și începusem să citesc studii de psihocritică, s-a menționat aici Bachelard, dar mulți alții, Weber, Moron și așa mai departe, mulți alți adepți ai criticii abisale, ai criticii propunzimilor. Și atunci am avut această revelație că, de fapt, spartă și risipită, așa cum un pește abisal scos din adâncuri explodează la suprafață, spartă și risipită în toată opera lui, există această imagine primordială, această imagine obsesivă care explică și viața și opera lui Eminescu. Și anume, în esență, ea fiind următoarea. Personajul care este în centrul tuturor poemelor și tuturor prozelor lui Eminescu pătrunde noaptea la lumina stelelor într-un labirint care poate fi o pădure sau poate fi o cetate sau poate avea orice altă exprimare de suprafață, ajunge în centrul labirintului și acolo se vede pe sine însuși într-o oglindă. Acest mit interior care apare în multe forme de suprafață în toate scrierile lui Eminescu, inclusiv în cele mai cunoscute, în Luceafărul și așa mai departe, mi s-a părut o idee pentru care merită să scriu o mică, o cărticică, de fapt. Și am scris lucrarea mea de diplomă în două etape. Prima prin anul 2 și până la jumătatea anului 3, care era o versiune foarte subiectivă, scrisă foarte, foarte subiectiv și foarte ca un fel de jurnal al întâlnirii cu Eminescu, iar apoi am renunțat complet la ea și am scris o versiune perfect obiectivă, perfect, între ghilimele, științifică, așa cum s-a și publicat în cele din urmă. Și intuiția mea de atunci nu s-a mai schimbat. Deci eu cred că și astăzi aș avea aceeași interpretare și aceeași imagine despre opera lui Eminescu pe care am avut-o atunci la 23 de ani sau la 22 de ani. Am lucrat atunci cu Zoe Dumitrescu Bușulenga, ea a fost îndrumătoarea mea de lucrare, pentru lucrarea de diplomă și m-a ajutat într-un fel și lucrul acesta pentru că ea mi-a nuanțat și atenuat anumite lucruri pe care eu le spuneam prea deschis și prea tranșant. Ea mi-a rotunjit puțin colțurile acelei lucrări. Îi sunt foarte recunoscător pentru asta.
Acum, după ce și în continuare, firește, în tot ce am scris, Eminescu a fost foarte prezent, foarte, foarte prezent. Nici măcar eu nu mi-am dat seama cât de important este Eminescu pentru cărțile mele cele mai ambițioase, într-un fel. Pentru Travestii, care este romanul în care eu am înțeles ce pot să fac în proză. Am înțeles pentru prima dată că sunt în stare să scriu un anumit fel de proză, pe care l-am făcut să se expandeze foarte tare în Orbitor. Și în Orbitor, și în Solenoid, și în Nostalgia, prima mea carte de povestiri, fondul unora dintre întâmplări și fondul, de fapt, întâmplării esențiale a vieții mele, ca să zic așa, care face, de fapt, background-ul tuturor acestor scrieri, fondul acesta este în linii mari și în esență eminescian. Trebuie să recunosc acest lucru, s-a spus acest lucru, s-a spus de multe ori și sunt total de acord cu el. Deci, într-un fel indirect, oblic, ciudat, eu sunt, până la urmă, nu sunt altceva decât un discipol al lui Eminescu. Mi se pare până și mie ciudat și aș vrea să o luați cum grano salis, dar sunt foarte mândru de asta. Sunt foarte mândru de asta dintr-un anumit motiv, și anume pentru că Eminescu a fost primul nostru scriitor metafizic. El a fost primul scriitor metafizic. În ce sens? Și acum intru în partea a doua a discuției noastre. În sensul că el nu a fost un scriitor care scrie poeme, care scrie proze, care scrie, dramaturgie pentru a crea niște obiecte de plăcere și înțelepciune estetică. El a fost un om care căuta adevărul despre această lume. Deci eu consider că Eminescu a fost mai mult decât un scriitor, sau că și-a folosit, de fapt, talentul de scriitor pentru a înțelege ce este cu el în această lume. Este motivul pentru care de multe ori auzim spunându-se, de fapt, a fost un fel de filozof, a fost un fel de, înțelept, într-un fel, în sensul marilor religii asiatice, pentru care el avea atâta indiene, pentru care el avea atâta prețuire. De fapt, prin nenumărate mijloace care îi stăteau la dispoziție, Eminescu voia să se înțeleagă pe sine, înțelegând lumea din jurul său. Foarte puțin, e ciudat, dar foarte puțini autori din această lume au avut, cum spunea cineva înainte, amvergura aceasta. E vorba de amvergură. Nu oricine poate să înceapă să dezvolte într-un text literar teme filozofice sau teme teologice sau, teme din acestea metafizice, existențiale, mistice și vizionare. Dacă nu ai amvergura necesară, vei produce niște texte banale, uneori hilare și așa mai departe. Când Bacovia a încercat să facă filozofie, de pildă, era ridicol. Spunea: eternitate, veșnicie, tu haos care toate aduni, tu pe noi toți ne faci nebuni, învață-ne filozofie. Nu sunt versuri demne de marele Bacovia, care cu adevărat este un uriaș poet. Dar aici el își depășea condiția sa, își depășea amvergura. Amvergura sunt aripile întinse ale condorului. Nu poți pluti ore în șir deasupra unui peisaj la 1000 de metri deasupra dacă nu ai aripi destul de ample. Eminescu este primul scriitor român și până la Nichita Stănescu, până la Arghezia, spune eu, este singurul care a avut această amvergură existențială și metafizică. De aceea, fără ca eu să mă, Doamne ferește, să mă compar cu vreunul dintre acești autori care pentru mine sunt zei din panteonul meu, și eu am căutat întotdeauna, prin literatură, dar și prin alte mijloace, să înțeleg ce e cu mine, să înțeleg cine sunt eu, să înțeleg
De ce trebuie, a trebuit ca eu să mă nasc în această lume? Și prin întrebările pe care mi le-am pus despre mine însumi, am încercat să rezolv, să-mi rezolv în minte, să pun întrebări care au născut alte întrebări și așa mai departe, și ce este cu noi toți, ce este cu întreaga lume în mijlocul căreia viețuim, la un nivel mai înalt decât cel istoric, decât cel geopolitic, decât cel, știu eu, la o altă rezoluție, decât să opresc de obicei cei mai mulți dintre autori care sunt interesați de triunghiuri amoroase și e foarte bine, de, știu eu, teme foarte la modă, de alte lucruri de acest fel. Acum merg mai departe cu această idee că Eminescu, de fapt, folosea literatura. Pentru Eminescu, literatura n-a fost un scop propriu-zis. El folosea literatura pentru un scop mai înalt. Și aș vrea să ne dăm seama despre acest lucru citind două sau trei texte, le-am pregătit eu acum, foarte repede vom trece prin ele, care arată ideea pe care Eminescu o avea despre el însuși. Ce spunea Eminescu despre el însuși? Cum se definea el pe sine însuși? Cam în aceeași epocă, în epoca genială, aș spune eu, între ghilimele, a scrisului lui, și anume, în general, când se afla la Berlin. Când se afla la Berlin și când și-a scris ceea ce eu consider că sunt marile lui poeme. Primul despre care vreau să vă vorbesc și în care Eminescu apare cu o prospețime extraordinară, e un poem care mie mi-a plăcut întotdeauna foarte tare, deși este total atipic pentru opera lui Eminescu, este Din Berlin la Potsdam. Din Berlin la Potsdam, pe care poate că unii dintre dumneavoastră, cei mai tineri și care nu s-au ocupat în special de Eminescu, nici nu-l cunosc, acest poem, mi s-a părut întotdeauna, cum o să încerc să vă arăt, un fel de panoplie eminesciană, un fel de coat of arms, cum se spune, care înfățișează simbolic și rotund universul tânărului poet pe când avea vreo 24-25 de ani, cred eu. Poemul este autoironic, este un fel de poem în care se arată acel viț romantic despre care știm și care era foarte la modă în Prusia, epocea, el trăia în Berlin, Eminescu, în epoca aceea, Berlinul era capitala Prusiei, un stat foarte antipatic, foarte militarizat, foarte ideologizat. Eminescu îl detesta, nu-i plăcea, nu i-a plăcut niciodată să trăiască la Berlin. Dar pe lângă aceste trăsături geopolitice de care vă spuneam, Eminescu era și un tânăr cu viața lui personală. Și în acest poem el face un fel de caricatură foarte drăguță a ceea ce însemna viața lui cotidiană, viața lui obișnuită în acea epocă. Și tocmai din acest poem, care pare un punct slab în opera lui Eminescu, o fisură într-un fel, tocmai privind prin această fisură, eu cred că îl putem descoperi pe un Eminescu mai adevărat, mai proaspăt, mai asemănător cu noi decât îl putem intui în marile lui texte metafizice și simbolice. Și aș vrea să vă citesc acest poem. Din Berlin la Potsdam se numește poemul. Din Berlin la Potsdam merge drum de fier, precum se știe. Dar nu se știe încă că am luat bilet de a trie. Eminescu este un om tânăr care trăia în Berlin de ceva vreme, care, deși o cunoscuse pe Veronica Micle ceva mai înainte la Viena, totuși își putea permite niște mici
cum să spun, infidelități, cum veți vedea în acest poem, și care încă din prima strofă își arată ceea ce e mai puțin, să zic, la ordinea zilei în poezia lui Eminescu, își arată umorul și ironia. Eminescu are din loc în loc încercări și chiar reușite în literatura, să zicem așa, umoristică. Din loc în loc, foarte puțin. Și de obicei, și cealaltă dimensiunea sa, nu observăm aceste ciudări extraordinare unice de fază. De pildă, îmi gândesc pe epigramele sale, care era așa: când aduce blonda Liză socoteala unei vedre, universul cristaliză hexacontetraedre. Iată o strofă care pare din Ion Barbu, dar e de fapt de Eminescu, și care vorbește despre o banală chelneriță care într-o tavernă germană îi aduce socoteala berii pe care o băuse, dar deodată imaginea geometrică a halbei îi aduce în minte lui Eminescu acest vers extraordinar: universul cristaliză hexacontetraedre. La fel și aici. Se știe că drumul de fier ducea de la Berlin la, în orașul de plăcere al germanilor, Potsdam, acolo unde era Palatul Sanssouci, unde erau grădinile, unde se mergea la picnic și așa mai departe. Eu însumi am fost acolo cu mare plăcere, pe urmele lui Eminescu. Și această întorsătură de frază, chiar din prima strofă, este realmente foarte amuzantă. Până acolo merge drumul de fier, cum se știe, dar nu se știe încă faptul că însuși Eminescu, care pe atunci nu era Eminescu, ci era un student. Era un student străin care audia cursuri la universitate. Nu se știe încă că el însuși și-a luat bilet de-a trie, adică bilet de clasa a treia. În acest tren. Era un om care prin asta, chiar de la începutul poeziei, își definește statutul. Era un student sărac, așa cum sunt, cum au fost dintotdeauna studenții, și care se bucura de faptul că poate să-și ia un bilet de tren, fie și la clasa a treia, și să ajungă la picnicul pe care într-o duminică sau într-o sâmbătă, într-un weekend, și-l dorea. Ce nu se mai știe încă? Am plecat de dimineață cu un taler și doi groși și de gât cu blonda mici, cu ochi albaștri, buze roși. Deci iată o idilă a lui Eminescu cu o nemțoaică oarecare, cu blonda mili, pe care o ia cu el la picnic. Așa cum toți am făcut-o de nenumărate ori când am fost studenți, știm cu toții despre ce este vorba, o călătorie de plăcere, foarte simpatică. Singurul lucru care este puțin ciudat este să ne-l imaginăm pe Eminescu în acest rol. Ei, trebuie să ne-l imaginăm și să ne imaginăm că Eminescu nu seamănă cu portretul înalipat al lui Sabin Bălașa de la Iași, ci a fost un om ca și noi îmbrăcat în ștofă, cum spune atât de frumos Nichita Stănescu. Era un om îmbrăcat în ștofă care iubea femeile frumoase și care iubea și multe alte lucruri, după cum veți vedea, pentru că aici, în acest poem, Eminescu își descrie întregul univers. Într-o nucă, cum se zice, in a nutshell. Și urmează poemul. Zice Brahma, tata Brahm, cum că lumea asta nu e decât arderea unei jertfe într-o veșnică cățuie. Iată cum, alături de un registru terater, un registru jos, registrul acesta al unei călătorii comice, într-un fel umoristice, a unui tânăr student într-un vagon de clasa a treia spre Potsdam, deodată apare și pentru nevoi umoristice, pentru discrepanța aceea din care se naște umorul, apare un element dintr-o altă lume, de pe un alt nivel, de pe un nivel foarte înalt, de pe nivelul gândirii filozofice, mistice, teologice, indiene, a filozofiei și religiei
brahmanice. Brahma, care l-a obsedat întotdeauna pe Eminescu, apare ca o figură tutelară în mijlocul unui peisaj derizoriu. Și el, nu numai că el apare ca personaj, dar și ca, știu, ca întruchiparea unei gândiri arhaice și profunde. Pentru că Brahma, apărând aici, spune că lumea este o jertfă necurmată. Firește că Eminescu imediat coboară iarăși această imagine în cotidian pentru a obține un alt efect umoristic. Am aprins și eu luleaua și îi jertfesc lui tata Brahma. Deci iată cum un element extrem de înalt, spiritual, metafizic, se convertește într-unul foarte terestru. Și mai obținem informații că Eminescu fumea lulea. Poate că n-am știut acest lucru. Foarte simpatic. Deci era un tânăr student care fuma din pipă, care fuma lulea, jertfindu-i tata Brahma. Lângă mine, un șip cu kümmel și o bucată de pastramă. Deci am aprins și eu luleaua și jertfesc lui tata Brahma, pronunția corectă, lângă mine un șip cu kümmel și o bucată de pastramă. Cele mai joase, cele mai, știu eu, ridicole prin caracterul lor terestru și tern elemente, vin ca să compenseze, să le compenseze pe cele mai înalte. Deci Brahma și credința brahmanică stau pentru Eminescu pe același plan cu bucuriile terestre, cu nuriturile, cum ar fi spus Jit, cu hrana terestră. Șipul cu kümmel, kümmel este chimionul, deci era un fel de rachiu de chimion foarte popular în acea perioadă în Berlin. Șipul cu kümmel nu-i lipsește lui Eminescu și nici bucata de pastramă, poate trimisă de tatăl său din Moldova, părăsită, lăsată în urmă, poate cumpărată de acolo, nu se știe, dar în orice caz, în acest poem, Eminescu apare ca având un trup. Nu doar un spirit înalt, nu doar o minte genială, ci având un trup solid, puternic, de om tânăr, ca toți oamenii tineri dintotdeauna, care știe să se bucure și de metafizic, dar și de fizic, dar și de terestru. Deci, între bucuriile terestre pe care Eminescu le enumeră aici sunt luleaua, băutura, kümmelul și mâncarea, pastrama. Alături de blonda Mili, să nu uităm niciodată, care și ea face parte din aceste plăceri ale viețuirii pe pământ. Plăceri pe care cu toții le cunoaștem și le-am frecventat odată și le frecventăm în continuare. Și apoi urmează un alt insert înalt și metafizic într-un fel, de data aceasta aș spune științific. Zice Darwin, tata Darwin, cum că omul e o maimuță. Am umăr de maimuțoi, Mili însă de pisicuță. Alături de Brahma apare un al doilea idol din panoplia personală a lui Eminescu. Eminescu nu citea numai literatură. Firește că el îi citise pe clasici, în primul rând, după cum o să vedem, îi citise și pe poeții germani din acea perioadă, poate citise și mai mulți poeți, nu avem foarte multe însemnări despre lecturile lui Eminescu, dar în orice caz, el, lecturile sale erau la fel de bogate și în afara domeniului literar și cultural. El era foarte însetat de cunoaștere, de cunoașterea filozofică, de cunoașterea teologică, dar iată că și de cunoașterea științifică. Cu 4 ani înainte de a fi scris acest poem, Darwin publicase faimoasa Originea Speciilor, care în acel moment, când Eminescu era în capitala Prusiei, era pe toate buzele. Era un scandal științific uriaș. Toată lumea vorbea despre Darwin,
toată lumea, în toate ziarele, Darwin apărea caricaturizat pe un trup de maimuță, pentru că din opera sa atât de complexă și atât de elaborată științific, nu rămăsese omului de rând decât o singură imagine, că omul se trage din maimuță. Ceea ce era un mare scandal în acea epocă, fiindcă secole întregi toți filozofii încercaseră să facă un fel de gap, un fel de prăpastie, să construiască un fel de prăpastie între regnul animal și ființa umană divină, cu suflet divin. Așa încât și Eminescu, într-un fel, își arată aderența prin această foarte ciudată și comică intervenția lui Darwin în toată povestea pe care o spune, aderența la noile teorii, la cele mai noi și mai controversate teorii științifice ale vremii. Alături de Brahma, Darwin este un alt idol dintr-o altă zonă a lumii lui Eminescu. Și mă urc, am umăr de maimuțoi, mili însă de pisicuță. La ce se referă Eminescu aici? Când eu am spus acest lucru, acum cineva a vorbit despre numărul acela din Dilema, din anii 90, un număr care încerca să tot așa să-l vadă pe Eminescu și altfel decât era văzut oficial, un număr la care au participat mai mulți poeți, prozatori, critici, a scris și Bogdan Lepter, atunci a scris și Cezar Paul Bădescu, a scris Răzvan Rădulescu și mulți alții, care au încercat să găsească o fața nevăzută a lunii în cazul lui Eminescu. Cum era Eminescu cu adevărat? Și atunci eu am scris un articol în care, care se numea Fapte și în care doar citam din mărturile contemporanilor despre imaginea fizică a lui Eminescu. Cum arăta Eminescu? Cine era cu adevărat Eminescu? Dacă s-ar deschide acum ușa și ar intra Eminescu pe ușă, l-am recunoaște oare? Ei, nu l-am recunoaște, pentru că până și imaginea sa fizică a fost deformată. A fost deformată de mit. Eminescu era foarte păros, ăsta este adevărul. Pe lângă multe alte lucruri pe care nu le știm și nu vreau să insist acum asupra lor, Eminescu era foarte păros. Toată lumea care s-a referit la el spunea că era acoperit cu păr, ceea ce era minunat, într-un fel. Și el, după cum vedeți, nu numai că nu contestă acest lucru, dar se și amuză foarte tare. De aici umărul de maimuțoi la care se referă aici și complimentul foarte... știu eu, grațios, pe care îl face lui Mili, spunând că piciorul ei este însă de pisicuță. Eu mă gândesc însă că era la fel de îmblănit ca și umărul lui Eminescu, ceea ce nu mai e o imagine atât de frumoasă, nu? Așa. Și mă urc în tren cu grabă, cu o foame de balaur, între dinți o pipă lungă, subțiori pe Schopenhauer. Cine dintre dumneavoastră, mergând la un picnic cu un prieten sau o prietenă, și-ar lua dita mai cărțoiul, că Schopenhauer a fost un autor prolific, și-ar lua dita mai cărțoiul al unui autor pe care îl iubește și l-ar lua cu sine pentru un dejun pe iarbă? Iată că Eminescu nu se despărțea de Schopenhauer. Nici măcar mergând cu blonda Mili, cu blonda Mili, cu câmălul, cu șipul de câmăl, cu pastrama și așa mai departe și cu pipa între dinți. Dar Schopenhauer nu lipsea. Și această imagine pe mine mă face să mi-l imaginez pe Eminescu ca pe un fel de beatnik. Ca pe un fel de beatnik, ca pe un fel de om foarte liber, foarte sănătos, excentric într-un fel, care își trăiește viața din plin, cu bucuriile spiritului și cu bucuriile trupului, între care nu face nicio diferență. Deci panoplia eminesciană are două zone, contopite unele cu altele, nu despărțite, nu se despart prin absolut nimic.
și anume o zonă spirituală înaltă, reprezentată prin cele trei genii despre care vorbește aici, și anume însuși zeul Brahma, Schopenhauer și, și Darwin. Într-un fel, teologia, știința și filozofia. Dar în același timp, această panoplie este completată de bucurii de pământești, de fata cu care merge, de sticla de cârmel, de pastramă și de pipă. Și acum șuieră mașina, fumul pipei lin miroasă, sticla cârmel mă invită, Milim râde, ce mai pasă? Deci la sfârșit se face un fel de sumar al tuturor acestor bucurii, într-o strofă minunată, după părerea mea, în care Eminescu se arată pe el însuși, așa cum nu ne-am aștepta, într-un mod extraordinar de proaspăt, de viu și de adevărat, după părerea mea. Este ca un fel de selfie. Este ca un fel de selfie pe care și-l face, firește mult înainte de a exista și cuvântul și mijloacele pentru așa ceva, deși daguerotipul încă există, deja exista, ca și fonograful. Am fi putut avea vocea lui Eminescu înregistrată. Vă dați seama ce minunat ar fi fost. Și am fi putut avea multe alte fotografii, în afară de cele patru pe care le cunoaștem cu toții și care sunt un fel de tomografie a vieții lui, din timp în timp arătând, din păcate, tragedia acestei vieți. Pentru că de la prima fotografie până la ultima este o cale foarte lungă și o degradare extraordinar de dureroasă pentru noi, extraordinar de tristă. A unui om care la 33-34 de ani era un om sfârșit. Și următorul poem pe care vreau să vi-l citesc de asemenea foarte repede, fără să fac exegeză sau mai știu eu ce, este unul care confirmă și adâncește într-un fel acest sentiment că Eminescu, de fapt, nu voia decât să-și trăiască cu cea mai mare intensitate viața. Experiențele vieții fiind pentru el nu despărțite de un cer metafizic și de un pământ și un pământ terestru, ci amestecate și împreună, ca fiind pe același plan, așa cum misticii puteau să ajungă la extaz prin tehnici ascetice, dar în același timp și prin tehnici erotice. Pentru ei erau două căi la fel de valide. Și pentru Eminescu, toate experiențele vieții, cele erotice, cele mistice, cele poetice, cele, știu eu, științifice, erau doar avatare, ca să folosesc un cuvânt drag lui, al unei aceleiași cunoașteri, o cunoaștere continuă, pe care noi o despărțim artificial în diferite zone. Poemul la care aș vrea să mă refer este unul dintre favoritele mele. Și se numește Cărțile. Nu înțeleg de ce se numește așa, nu cred că Eminescu i-a dat acest titlu, pentru că e vorba de mai mult, mult mai mult decât despre cărți aici. Și este celebrul Shakespeare, Adesea te gândesc cu jale. Vreau să vă spun că e un poem foarte emoționant pentru mine, pentru că foarte rar eu am întâlnit un asemenea minunat omagiu pe care un poet îl aduce altui poet. Poezia este foarte concurențială în general și poeții se socotesc între ei rivali, adversari de foarte multe ori. O dovadă de iubire a unui poet față de alt poet, e adevărat, un poet dintr-un alt secol și cu un alt prestigiu, este pentru mine întotdeauna emoționantă, mai ales când ea arată așa. Shakespeare, adesea te gândesc cu jale, prieten blând al sufletului meu. Izvorul plin al cânturilor tale îmi sare în gând și le repet mereu. Atât de crud ești tu și atât de moale, furtună-i azi și linui glasul tău.
ca Dumnezeu te arăți în mii de fețe și înveți ce un nev nu poate să te învețe. Nu se vorbește foarte des despre influența lui Shakespeare asupra lui Eminescu, asupra literaturii lui Eminescu. Și totuși Eminescu, cu propria sa voce, o consideră o influență esențială. Îl consideră pe Shakespeare o experiență literară mai importantă decât toate celelalte. De asemenea, aș vrea să vă atrag atenția că se vorbește foarte puțin despre Dantescul eminescian. Eminescu a început prin a-l urma foarte îndeaproape în tehnica sa literară pe Dante, pe Dante Alighieri. Dacă vă aduceți aminte Paradisul lui Dante, care e partea cea mai nepopulară a trilogiei sale, dar care pentru un cunoscător adevărat este partea cea mai extraordinară, pentru că totul este țesut din lumină acolo. Nu apare niciun fel de altă cerneală sau altă vopsea decât lumina, lumina pură, lumina, razele de lumină. Ei, aceste raze de lumină le întâlnim și în perioada genială a lui Eminescu, cea de la Viena și de la Berlin, în care Memento Mori și alte poeme de acest fel par a fi țesute numai din lumină, arginte pe ape și aur în aer, cum spune el într-unul dintre poeme. Shakespeare este firește elogiat în această primă strofă, dar în strofa următoare acest elogiu nu mai este elogiu, ci coboară la nivelul iubirii pur și simplu. Iubirii ca de la prieten bun la prieten bun. Și tocmai acest lucru este extraordinar de interesant pentru mine, pentru că Eminescu nu-l venerează doar pe Shakespeare, îl iubește. De-aș fi trăit când tu trăiai, pe tine te-aș fi iubit atât cât te iubesc? Este lucrul, întrebarea pe care și eu mi-o pun în legătură cu Eminescu de data aceasta. Cum m-ar fi văzut Eminescu pe mine dacă aș fi trăit în vremea lui? Am fi putut fi prieteni? Eu nu am numai obsesia Eminescu, dacă ar exista o mașină a timpului și aș putea să văd câteva persoane, câteva personalități din trecut, Eminescu ar fi fost în mod sigur între primii 10 pe care i-aș fi vizitat, dar altul dintre ei, pentru că nu țin să rămân la un nivel din acesta foarte înalt cultural, ar fi John Lennon, de pildă. John Lennon este încă un prieten al sufletului meu, un prieten drag al sufletului meu. Aș fi vrut foarte mult să mă întorc în Liverpoolul, unde a apărut faimoasa trupă Beatles, și să-l cunosc pe Lennon. Dar de un lucru pot fi sigur, că Lennon nu m-ar fi iubit niciodată. Am fi fost mult prea diferiți. Poate voi avea ocazia anul acesta să-l întâlnesc pe Paul McCartney, există o mică posibilitate. Cu el cred că aș fi mai compatibil. Dar Lennon, care și pe Paul McCartney îl privea cu dispreț, și Paul McCartney spune de multe ori, dacă ai mai trăi, ai spune că suntem lumi diferite, cred că și pe mine, care în definitiv nu am forța vitală a lui, nici pe departe forța vitală a lui Lennon, cred că și pe mine, abia dacă m-ar fi observat în jurul lui. Dar iată că și Eminescu își pune această întrebare. Dacă ar fi trăit pe vremea lui Shakespeare, ar fi putut fi prieteni cei doi? E foarte greu de spus, pentru că știm foarte puține lucruri despre Shakespeare, nu știm nici măcar dacă a existat. Marin Sorescu, într-adevăr, credea că nici Eminescu n-a existat. Ceea ce e mai greu de susținut. De-aș fi trăit când tu trăiai, pe tine te-aș fi iubit atât cât te iubesc, căci tot ce simt, de este rău sau bine, destul că simt, tot ție îți mulțumesc. Tu mi-ai deschis a ochilor lumine, m-ai învățat ca lumea să o citesc. Greșind cu tine chiar, iubesc greșeala, să aduc cu tine mi-este toată fala. Sunt versuri de-a dreptul shakespeariene, sunt versuri extraordinare și cred că extrem de rar în istoria relațiilor dintre scriitori s-a văzut un asemenea cald, iubitor, dar în același timp și
plin de venerație, omagiu. Însă poezia abia de aici începe. De aici începe ciudățenia și paradoxul acestei poezii. Ok, Eminescu îl iubește pe Shakespeare și îl omagiază. Nu e ceva extraordinar, deși o face în versuri extraordinar de calde și de frumoase. Dar uitați cum continuă poemul. Să aduc cu tine-mi este toată fala. Cu tine, da. Căci eu am trei izvoară din care toată mintea mi-o culeg. Cu a ta zâmbire, dulce, lină, clară, a lumii visuri eu ca flori le leg. Mai am până înțelept. Cu acela iară, problema morții lumii o dezleg. Și apoi mai am, cu totul pentru mine, un alt maestru care viu mă ține. Deci Eminescu își mărturisește deschis și fără niciun fel de ocol iubirea pentru Shakespeare. Însă, în cele din urmă, el îl include într-o triadă, într-un triptic enigmatic. Pe ceilalți doi maestri din acest triptic nu-i numește. Dar măcar unul poate fi ușor de descoperit, cel de la care învață să dezlege problema morții lumii. Acesta, evident, nu poate fi decât același Schopenhauer despre care a fost vorba și în poemul trecut. Eminescu era mental, din punctul de vedere al gândirii filozofice, un Schopenhauerian. Deci mai am până înțelept, cu acela iară, problema morții lumii o dezleg. Și în final apare, într-un mod absolut straniu și neașteptat, cel de-al treilea mare maestru al lui Eminescu. Cine este acesta? Dar despre acela, ah, nici vorbă nu e. El e modest și totuși foarte mare. Să tacă el, să doarmă, ori să-mi spuie la nebunii, tot înțelept îmi pare. Și vezi, pe acesta nu-l spun nimănuie. Nici el nu vrea să-l știe oricicare. Căci el vrea numai să-mi adoarmă în brață. Și decât tine, mult mai mult mă învață. Rămânem consternați, pentru că noi ne așteptam ca în acest poem Eminescu să facă un excurs cultural în care să ne arate sursele și idolii săi, marii săi idoli. Ne așteptam ca acești idoli să fie din sfera spirituală. Îl avem pe Shakespeare început, onorat, venerat, cu numele său care apare acolo, nu este niciun fel de dubiu. Îl avem pe Schopenhauer, pe care doar îl putem bănui. Nu oricine își dă seama cine este acel înțelept care dezleagă problema morții lumii. Dar dacă îl cunoaștem pe Eminescu cu adevărat, știm că acela nu putea fi decât un filozof, și anume marele Schopenhauer. Însă ceea ce este complet derutant este faptul că Eminescu își consideră și iubita unul dintre acești trei guru, unul dintre acești trei înțelepți. Și încă vine cu ideea sau consideră că aceasta îl învață mult mai mult decât l-a învățat însuși Shakespeare. Deci el își așează propria iubită mai presus decât cel care l-a învățat să înțeleagă lumea, care l-a învățat să scrie versuri, care l-a învățat să trăiască în cultură. Și mai mult decât cel care l-a învățat destinul acestei lumi. Încă o dată, Eminescu nu distinge între căile cunoașterii. Nu există căi superioare și căi inferioare pentru el. Eminescu trăia de plin, trăia din plin, trăia poveștile de dragoste și le trăia din plin, nuriturile terestre le consuma din plin și hrana spirituală o asimila din plin. Deci pentru el, ca pentru bitnici într-un fel, ca pentru mistici, misticii din Himalaya, de pildă,
toate experiențele erau bune pentru cunoașterea de sine. Acest lucru nu s-a invocat de foarte multe ori în legătură cu Eminescu. De obicei, Eminescu a fost osificat. E un clișeu, dar peste tot vorbim despre Eminescu, ne lovim de clișee, cum spuneam. De obicei, el a fost prezentat unilateral. Nu se putea ca un spirit național să meargă de gât cu blonda Milii, cu un șip cu Kümmel, cu o bucată de pastramă în traistă și cu o pipă între dinți. Nu se putea, nu era frumos. Nu așa l-a pictat Sabin Bălașa. Dar dacă vrem să știm cine a fost cu adevărat Eminescu, nu putem evita această imagine, care este mai frumoasă, mai umană, mai adevărată decât orice descrierea sa idealizată și așa cum n-a fost. Trebuie să știm că Eminescu avea 1,65 m înălțime, nu era cum scrie câteodată în versurile sale și le stă așa de bine el înalt și ea înaltă. Trebuie să știm că era un om cu geniul său, dar și cu slăbiciunile sale, așa cum îl înfățișează în faimosul ferpar Caragiale, un om care știa să râdă și știa să plângă, care era morocănos câteodată și care era fericit câteodată, care era zgârcit și risipitor în același timp, care își trăia viața arzând lumânarea la ambele capete și care totuși era un om de o rigoare intelectuală extraordinară. A fost un om paradoxal ca noi toți. A fost un om, așa cum spune Nichita Stănescu și nu trebuie să uităm niciodată, un om ca noi toți, un om viu îmbrăcat în ștofă. Vă mulțumesc foarte mult! Noi vă mulțumim foarte mult și dacă cineva mai poate să întrebe ceva, evident că pot fi puse întrebări. Dacă nu. Se poate? Mulțumesc. Nu știu dacă e o întrebare, poate mai degrabă un comentariu. Mulțumim din suflet lui Mircea pentru fascinantul matinău și care recunoaștem pasiunea asta a celor care se ocupă profesional cu vremuri de mai de mult de a putea trece prin timp, de a putea da deoparte zgura pe care el o lasă în curgerea lui și de a reînvia cumva oamenii trecutului, de a-i face prieteni, de a-i face vii și actuali. Mă gândeam, ascultându-l pe Mircea, și la modul în care imaginea lui Eminescu se construiește chiar în anii vieții. Și aici probabil că intuiția lui Mircea referitoare la postura lui de bitnic este întărită odată în plus de ceva ce recunoaște mai greu Iulian Costache în cartea lui despre receptarea lui Eminescu merge până la un punct pe calea acestei recunoașteri. 1883, Eminescu iese practic din viața comunității, încetează scrisul, e copreșit de boală și așa mai departe. Imaginea lui în publicul românesc este una aproape total negativ. Tot ce s-a scris până atunci, cu excepția unei pagini a lui Maiorescu, este negativ. Da. 1889, după 6 ani de absență, în care apare când și când în spațiu public românesc, are parte de funerarii naționale, cu implicarea Academiei și așa mai departe. Ce s-a întâmplat în ăștia 6 ani? Ce s-a întâmplat în ăștia 6 ani, foarte probabil, a fost succesul unui bitnic. Da? Pentru că Eminescu și-a câștigat gloria în tumă
prin romanțe și în primul rând în colegiile de fete din Moldova, care l-au adorat tot mai mult ca pe un Michael Jackson, premii cu pricina. Și e un lucru de care nu cred că trebuie să ne jenăm. Trebuie să-l recunoaștem în plenitudinea lui, pentru că, da, ăsta a fost Eminescu cel viu, ăsta a fost timpul viu pe care l-a trăit posteritatea se construiește numai pe umerii acestui timp viu. Mulțumim încă o dată, Mircea, că ne-ai dus în dărât la acest timp viu și care pentru tine e totodată, în mod evident, o matrice a temporală în care te-ai regăsit și în care, cred eu, te vei regăsi în permanență. Mulțumesc! Ai văzut o mână ridicată? Da, Alice, te rog. Mulțumesc domnului profesor Mircea Cărtărescu pentru această conferință minunată. Aș fi putut să fiu studentă, dar din păcate nu s-a întâmplat să fie așa. Însă astăzi am fost ca o studentă care am fost în urmă cu ceva vreme, luând notițe și dacă încerc să formulez acum întrebări, am notat 11 întrebări pe marginea notițelor mele, însă o să încerc să pun cea de-a 12-a întrebare care mi-a venit ascultându-l și pe domnul decan Liviu Papadima. Ați deschis conferința dumneavoastră vorbind despre faptul că cel mai bine, probabil, despre un poet, poate vorbi tot un poet. Și ați închis conferința dumneavoastră spunând că un poet probabil că nu poate iubi un alt poet. Și atunci mă gândesc la o eventuală paralelă pe care o putem vedea între poemul pe care l-ați amintit astăzi, Cărțile, și poemul foarte cunoscut al lui Eminescu, Epigoni. Iar ipoteza pe care aș avansa-o în mod umil și vă las pe dumneavoastră să comentați acest lucru, ar fi dacă oare putem adăuga la această întrebare o dimensiune cronologică pentru a răspunde, da, un poet îi poate iubi pe poeții de altă dată, și probabil niciodată pe poeții de acum. În legătură cu epigonii, se cunoaște povestea acestui poem. Când Iacob Negruții, care era directorul Convorbirilor Literare, a primit la un moment dat un plic, nu se aștepta să fie cine știe ce în el, pentru că primea nenumărate contribuții de la tot felul de poezi din provincie, de toate felurile, și a deschis plicul foarte sceptic, și a început să citească epigonii și, bineînțeles că și scrisoarea care însoțea poemul și poemul în sine, i s-au părut extraordinar de originale. Și a fugit repede la Maiorescu spunându-i, în sfârșit am găsit un poet. Și au citit împreună textul, fiind foarte entuziaști, deși, și aici vreau să accentuez lucrul ăsta, deși poemul nu era absolut deloc în spirit unimist. Era, dimpotrivă, era un spirit care nu se potrivea în niciun fel criticismului junimist. Era un poem în care erau lăudați, fără niciun fel de spirit critic, poeți ca Boliac, ca, știu eu,
Chichindeal și Momulean și așa mai departe. Alături de poeții care erau un fel de autor oficial a epocii, Alexandrii sau, sau Eliade. Și acest lucru i-a fost spus lui Eminescu la un moment dat și Eminescu și-a luat apărarea într-o altă scrisoare pe care i-a trimis-o lui Iacob Negruții, spunând că nu i-a lăudat pe acești poeți pentru valoarea poemelor lor, ci pentru acea naivitate neconștiută, spune Eminescu, pe care o arătau aceste poeme. El face o distinție între poeții trecutului, care credeau în ceea ce scriau, și poeții prezentului, blazați, schopenhaureni, care, pentru care totul era facondă. Noi mânjim cerul cu stele, noi pictăm marea cu valuri. Aceasta era distinția pe care o făcea Eminescu. Eminescu avea această nostalgie pentru trecut, o nostalgie foarte intensă, mai intensă decât ar fi cerut-o spiritul critic. El îi iubea pe scriitorii trecutului, pe poeții trecutului, tocmai pentru expresivitatea lor involuntară, cum am spune astăzi, pentru felul în care, felul emoționant în care ei, fără să aibă vreun public, fără să aibă vreodată speranța unei faime, unei celebrități, fără niciun fel de, știu eu, stimulent pe care societatea acelor vremuri li l-ar fi putut, da? Totuși continuau să scrie pentru sufletul lor, pentru 2-3 prieteni, temiri și pentru cine. Și într-adevăr și eu m-am gândit de foarte multe ori cum ar fi fost să fiu un poet din secolul al XIX-lea, ca să nu mai vorbesc de scriitorii, deși dintr-un trecut și mai îndepărtat. Pentru cine scrisese Budai de Leanu Țiganiada? Pentru cine a scris Cantemir istoria ieroglifică? Practic pentru nimeni. Pentru nimeni. Nu existau receptori în acel moment pentru aceste cărți fundamentale, să nu mai vorbesc de multe altele. Și atunci Eminescu credea, cum cred și eu, că gesturile lui Chichindeal, lui Momulean, lui Pralea Firea Cea Întoarsă, lui Daniil Scavinski și așa mai departe, o mulțime de autori care pentru noi astăzi nu mai înseamnă nimic, nici nu le mai știm numele, erau o dovadă de eroism. Deci eu cred într-un eroism cultural, cred că oamenii aceștia au fost niște eroi care uneori și-au distrus viețile pentru literatură, pentru poezie, atât cât au putut, cât era posibil într-o vreme în care limba românească nu era făcută pentru poezie, nici nu se știa ce este aceea, cum spunea Ienăchiță Văcărescu, și alții voiau să scrie versuri ca să se vadă că și în românește e posibil. Și atunci, într-un fel, îți vine să-i dai dreptate lui Eminescu. Da, oamenii aceștia erau autori modești, nu suna poezia lor a poezie, nu aveau idei înalte, nu aveau mijloace de exprimare, uneori erau caragioși de-a dreptul. Dar ei au făcut literatură în loc să tacă. Și asta e întotdeauna un lucru bun. Eu vreau să vă mărturisesc că, într-un fel oarecare, eu și pe poeții proști îi iubesc. Pentru că nici un poet prost nu se știe el însuși un poet prost. Fiecare crede că face ceva și într-adevăr face ceva. A face poezie este un lucru minunat întotdeauna și oricum ar fi, cred eu. De asta epigonii, ca dovadă de iubire față de niște autorei trecutului, indiferent de cât de bine scriau sau cât de prost, el îi știa din lepturariul lui Aron Pumnu pe toți, este un lucru care într-un fel îi face cinste lui Eminescu. Și comparând această obiecție cu frumusețea epigonilor, pentru că epigonii sunt
E un poem extraordinar de frumos în cele din urmă, până la urmă Eminescu iese în câștig. Și aici, în Epigonii, întâlnim și cea mai frumoasă definiție a poeziei care s-a dat vreodată în românește, după părerea mea. Și care este așa? Ce e poezia, înger palid cu priviri curate, voluptos joc cu icoane și cu șoapte tremurate, strai de purpură și aur peste țărâna cea grea. E o definiție emblematică și pentru Eminescu și pentru poezia românească și mi se pare suficient pentru ca să ridice Epigonii din orice hibă literară și ideologică pe care o va fi având. Mai avem întrebări sau comentarii? Da. Ne-ați vorbit despre impulsul cititorului de a da un telefon autorului după ce citește o carte care îi place. Cum vă raportați la posibilitatea ca un cititor să vă dea telefon sau mesaj pe Facebook, să caute această comunicare? O acceptați sau credeți că e necesară o distanță între autor și cititor pentru lectură? E foarte frumoasă întrebarea asta și m-a distrat. Mulțumesc foarte mult! Eu am o relație de dragoste-ură, un fel de complex dragoste-ură față de singurătate. Nimic nu-mi doresc mai mult decât prieteni, dar când prietenii vin, parcă aș vrea să plece mai repede. Sigur că m-ar plata să-mi dea, așa teoretic m-ar plata ca un cititor să-mi dea un telefon, dar de fapt nu mi-ar place. De fapt nu mi-ar place pentru că aș socoti că este un fel de invazie a intimității mele de către un om necunoscut. Mi s-a întâmplat de mai multe ori, dar nu cred că, în afară de, știu eu, faptul că m-am simțit totuși puțin flatat și am fost politicos și am spus mulțumesc și așa mai departe, totuși nu au fost experiențe decisive pentru mine. Una singură, aș spune eu că a ieșit din comun, o experiență cu un cititor necunoscut. S-a întâmplat acum câțiva ani când am fost în Columbia și acolo, după cum știți, acum literatura e un fel de semn de subdezvoltare. Cu cât o țară mai subdezvoltată, cu atât e iubită mai mult literatura acolo. E un paradox trist al lumii noastre, dar vreau să vă spun că în America Latină oamenii iubesc literatura cum o iubeam noi în anii 80 sau 90, adică cu o dragoste extraordinară și cu mare admirație pentru scriitori. Încă se citește literatura adevărată, literatura mainstream, nu numai cărțile care durează un semestru cu care ne invadează mai ales America. Dar atunci am avut o întâlnire la un liceu și mulți liceeni s-au așezat la coadă să le dau câte un autograf. Și unul dintre ei, care avea o figură de Che Guevara, așa, de revoluționar, cu un rucsac în spate, cu o barbă lungă ca lui Fidel Castro, a venit și el cu o carte. Și mi-a spus un lucru care m-a mișcat foarte tare, și anume mi-a spus: cartea dumneavoastră mi-a schimbat cu totul viața. Eu cred că e ceea ce vrea să audă orice scriitor, pentru că la fel ca și în viața obișnuită, ai în celălalt exact ce ai reușit să schimbi în el. N-ai nimic altceva în celălalt. Și mai ales un autor care schimbă viața cuiva, trebuie să fie foarte flatat când îi se spune lucrul ăsta. Eu am fost atunci foarte, foarte emoționat. Um,
Mi-ar plăcea să știu cum ați descrie metafizica eminesciană, pe scurt. Considerați că este o metafizică riguroasă, sistematică? Sau... cred că se aude mai bine acum. Vreau să vă întreb despre metafizica eminesciană. Considerați că este o metafizică riguroasă, sistematică? Sau Eminescu apelează la religie sau mistică tocmai pentru a se distanța de metafizica de tip german, de tip kantian? Știu că ați menționat influența lui Schopenhauer. Credeți că a fost influențat în ceea ce privește atitudinea? În sensul în care ați menționat o atitudine pesimistă, blazată, sau considerați că este și o influență filozofică? Mulțumesc! Da, Eminescu a fost un poet, n-a fost un filozof. A fost un poet și a gândit lumea ca un poet. Dar firește, ca și Nichita Stănescu, de pildă, că e cazul cel mai flagrant, el a avut și un fel de putere de gândire extraordinară. La Nichita Stănescu, de pildă, și în Laus Ptolomei, și în Elegii, și în alte cărți ale sale, observi un fel de spirit presocratic, i-aș spune eu. Un fel de gândire din aceasta filozofică de la mama ei, ca să zic așa. Fără cine știe ce pregătire filozofică, fără studii filozofice, dar cu o intuiție de care Socrate și cei de dinainte de el ar fi fost foarte mândri. Deci el, ca și alți poeți, să zicem între ghilimele filozofi, ca T.S. Eliot, de pildă, sau alții de acest fel, reușesc să construiască un fel de, la climaxul scrisului lor, un fel de sisteme poetico-filozofice. Un fel de metafore generalizatoare prin care lumea poate fi explicată într-un fel. Nu explicată așa cum explicăm științific obiectele din lume sau așa cum le explică filozoful, ci mai curând explicată la nivel intuitiv și vizionar. Însă în privința nihilismului lui Eminescu, el este absolut real. Este absolut real. Eminescu a fost un nihilist fundamental, esențial. Pentru el, vino somn, ori vino moarte, pentru mine e tot una. Nimicnicia și prăpastia uriașă a neantului erau niște date absolut sigure, neantul de după moarte. Iar scrisorile, care sunt cea mai neînțeleasă parte a operei lui, după părerea mea, sunt un monument de nihilism. Deci, în scrisori, fiecare valoare în care Eminescu poate crezuse cu 10 ani în urmă, în perioada berlineză, fiecare valoare este luată și distrusă, desfondată, cum ar spune Gianni Vattimo. Este distrusă din temelii. Nu mai există nici dragoste. Dragostea este un lanț ce se împarte între doi și trei amanți. Nu mai există nici poezie. Nu mai există glorie. Gloria e o închipuire ce o mie de neghiobi idolului lor închină, numind mare până pitic ciobășică e de spumă într-un secol de nimic. Nu mai există niciun element de care să te poți agăța în această lume și pentru care să mai merite să trăiești. Lui Eminescu, preajma vârstei de 30 de ani, îi era total și profund indiferent dacă trăiește sau dacă moare. Acesta este adevărul. Alte întrebări sau comentarii? Să-i mulțumim încă o dată lui Mircea Cărtărescu și eu cel puțin m-am simțit așa cum te simți când ești foarte îndrăgostit. Știți senzația aceea când e foarte frig și foarte cald simultan? Cred că v-a fost și foarte frig. Vă mulțumesc că ați rezistat. Mulțumim, Mircea Cărtărescu.